Astăzi am să vă vorbesc despre rasele umane. Toți am plecat de undeva. Lucy, Ardi, au tot găsit fosile care au constituit sau constituie verigi importante, prehominide, adică forme de primate, maimuțe, care au evoluat și care au constituit strămoșii noștri. Lucy acum 3 milioane, Ardi acum 4, un Sahelanthropus acum 7 milioane de ani, undeva pe acolo, 7-7 jumate, constituie probabil momentul în care ne-am desprins de verii noștri, cimpanzei. Acum 8-9 milioane de filumul ce a plecat spre gorile și acum 12 milioane de filumul ce a plecat spre orangutani. Dar nu vreau să mai detaliez aici, fiindcă vă vorbesc despre rasele umane. Toate cele trei rase umane sunt, în primul rând, greșit înțelese. Sunt trei extreme de ale variabilității speciei noastre. Este vorba de caucazoidul, adică tipul de rasa albă, este vorba de mongoloidul, rasa galbenă, și este vorba de negroidul, adică rasa de puten închis, rasa cu pigment melanic. Ei bine, nu sunt doar aceste trei rase pe de o parte și pe de altă parte ele nu sunt rase. Nu sunt suficient de bine izolate din punct de vedere fiziologic care să permită izolarea într-o rasă. De fapt, specia umană în general are un grad, dincolo de aparențe, un grad de mai redus de variabilitate decât multe alte specii. În general, variabilitatea unei specii la nivel genetic este undeva spre 1,52%. Deci indivizii ce constituie o specie au o variabilitate a 1 până la 2% din genomul lor, demonstrat științific, demonstrat de geneticieni, care cu ajutorul matematicienilor și chimiștilor au reușit să desfășoare materialul genetic și să găsească aceste diferențe. Între noi și cimpanzei, variabilitatea este de doar 1,2%. Unii spun că ar trebui să ne cheme pan, nu homo sapiens, ci pan sapiens, așa cum este pantroglodites, cimpanzeu sau celălalt bonobo. Sunt fără îndoială niște discuții la nivel teoretic. Cert e că suntem o specie omogenă din punct de vedere genetic, iar dacă la nivelul fenotipului, uite, sunt variabilități. Toate aceste trei variante umane, aceste trei categorii umane, aproape de rase, au avut originea într-o specie africană. O specie africană de Homo sapiens arhaic, care s-a dezvoltat acum 200.000 de ani și cam acum 120.000 de ani s-a dezvoltat din ea Homo sapiens sapiens. Cred că cel mai aproape de tipologia omului sapiens sapiens se găsește ca populație umană undeva în zona deșertului Kalahari, acolo unde boșimanii sau populația San și hotentoții, denumire veche, populația Khoi sau Khoi-Khoi, denumirea actuală, grupând într-o populație Khoi-San, sunt cei care au caracterele cele mai, să spunem așa, strămoșești, ca să nu zic primitive, din rasele umane. Sunt specii care dezvoltă în continuare, sunt indivizi care dezvoltă sau comunități care dezvoltă în continuare steatopigie, adică acumularea de grăsime pe fese. O mai avem și noi, dar într-o măsură mult mai mică, la ei în cantitate, mai ales la femei, în cantitate foarte mare. Sunt specii care sunt indivizi care au rămas vânători, sunt și astăzi vânători. Indivizi care, colegători și vânători, am vorbit într-o altă emisiune că am fost mai degrabă colegători decât vânători. Sunt indivizi care au caractere similare celor trei rase. Gândiți-vă la, imaginați-l cumva pe eroul Nelson Mandela, care avea și caractere negroide, și caucazoide, și mongoloide la ochi. Acel epicantul nazal, acea plică palpebro-nazală, care face ochiul să fie migdalat, la speciile mongoloide, la rasele mongoloide, la varietățile mongoloide,
acestea există și la, în Africa, la această varietate umană, respectiv populația Khoisan. Populație care credem că a constituit originea tuturor raselor din ziua de azi. Acum aproximativ 80.000 de ani a ieșit din Africa, acum aproximativ 50.000 de ani a ajuns în Australia, a ajuns în Asia, acum 35.000 de ani a ajuns până în Franța, peștera Cro-Magnon, poate și mai devreme, deocamdată nu s-a găsit. Nu înseamnă că acum 35.000 de ani fix. Nu, înseamnă doar că avem siguranța că acum 35.000 de ani a ajuns acolo. Poate și 40, nu avem încă dovezi. 37.000 de ani este un moment important din cauza faptului că în România, la o peșteră numită Peștera cu Oase, s-au găsit niște indivizi care prezentau caractere ale omului modern, mixate cu Neandertal, și a constituit subiect de lucrări științifice și dacă dați pe Google, găsiți această peșteră cu oase și găsiți acest ominid ce a fost identificat acolo, craniu, bineînțeles, al acestuia. Ei bine, rasele în evoluția lor și-au modificat caracterele fizice destul de mult. În ceea ce privește evoluția spre emisfera nordică, și mă refer spre Asia și Europa, s-au ales două căi. Este vorba de calea mongoloidă și calea caucazoidă. Calea caucazoidă a însemnat o masă musculară un pic mai mare, un corp mai masiv, un pic de acumulare de păr pe corp și toate ca mijloc de adaptare la frig. Însă, frigul din Europa nu se compara nici astăzi cu frigul din Asia, unde este și vânt, sunt spații deschise mari. Iar rasa mongoloidă a evoluat diferit, în sensul unei talii mai reduse, a unor membre mai scurte pentru a evita pierderea de căldură, a unei reduceri și la caucazoidă s-au redus glandele sudoripare față de negroidă, dar într-o măsură mai mică, o reducere aproape completă a glandelor sudoripare. Ei nu transpiră, rasa galbenă, și nu au sebum în auricular, ci au cruste din cauza faptului că nu mai au glande sudoripare în ureche, care se amestece cu cele sebacee să formeze un sebum auricular. Nu mai au păr pe corp, fiindcă s-au adaptat la frig și la vântul de acolo. Cum? Cu o talie mai mică, cum spuneam, cu pierderea glandelor sudoripare, glande care toată lumea știe, transpiri pe frig, răcești imediat. Cu pierderea glandelor sudoripare, cu modificări importante la nivelul feței, este vorba de această acumulare palpebrală de grăsime pe față și acești cuzineți faciali care la rasa mongoloidă permite protecția țesuturilor importante din cap, mă refer la creier, în special la frig. Și ei au acest mijloc de protecție, iar culoarea galbenă a pielii este cauzată de faptul că ei s-au adaptat la frig în două direcții. Într-o primă direcție, acumulare de grăsime subcutanată, care e galbenă. Și a doua direcție, și este foarte importantă, pierderea vascularizației periferice la nivel cutanat, care să le asigure sursă de vitamina D. Foarte importantă, că vascularizație înseamnă pătrunderea provitaminei D în piele și de acolo, sub influența ultravioletelor solare, să se facă vitamina D. De bine, rasa mongoloidă nu are așa mari probleme. Are 50.000 de ani în urmă de adaptare ca să nu aibă un necesar de vitamina D atât de mare, mai ales că multe din varietățile acestora au ajuns în extremul nord, mă refer la inuiți, la eschimoși, care nu mai au soare deloc, cu lunile, nici măcar zi nu mai au cu lunile. Și atunci ei consumă pește crud, organe crude de la animale, sursă de vitamine, inclusiv de vitamina D, și în consecință s-au adaptat să trăiască cu mai puțină vitamina D și nu numai vitamina D, și alte vitamine, la ei necesarul este mai redus. Creșterea este mai lentă, dimensiunea oaselor mai redusă, deci nu au atât de nevoie de vitamina D, nu au atât de multă nevoie de vitamina A, cum avem noi caucazienii. Fiindcă noi am intrat într-un mediu silvatic unde ne-am adaptat puțin diferit. În sensul că ne-am îmbrăcat ca și ei, dar nu era atât de necesar
să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm în, în, în același nivel în care ne-am îmbrăcat cu ei, fără discuții. Și pe de o parte, pe de altă parte, cu siguranță, deci cu siguranță, nu ne-a fost... Luăm o pauză. Morții mamei lui. Rasa caucaziană, cum spuneam, a avut altă soluție de adaptare, tot de îmbrăcare, tot cu adăposturi mai bine făcute și mai ușor de făcut din cauza faptului că mediul silvatic european nu permitea vânturile care le găsea mongoloidul în Africa. Ceea ce este foarte interesant este că instinctul de reproducere a rasei caucaziene pe spații foarte mici este diminuat față de mongoloizi care, din potrivă, pe spații foarte largi, au reușit să-și păstreze un instinct de reproducere foarte puternic, care s-a păstrat și la davidieni. Davidienii fiind o populație interesantă ce populează astăzi, ce ocupă astăzi India și care au caractere intermediare între caucazieni, mongoloizi și africani. Foarte interesant. Fiindcă, da, nu sunt doar trei rase, sunt o mulțime de populații care au caractere fie de la una, fie de la alta. Uite amerindienii, ce e rasă? Nu. Amerindienii și-au originea dintr-o rasă, din rasa mongoloidă, acum aproximativ 15.000 de ani, când glaciațiunea ultima a permis trecerea strâmtorii Bering pe uscat, acum este o mare acolo, și de atunci este o mare acolo, n-a mai trecut nimeni, sau au trecut mai târziu vikingii și mai târziu am trecut noi ceilalți cu Columb și Vasco da Amerigo Vespucci și așa mai departe, dar, cum spuneam, acum 15.000 de ani au trecut rasa mongoloidă și amerindienii și-au originea în rasa mongoloidă, dar foarte interesant este că și-au pierdut acea plică epicantică, acea plică palpebro-nazală, care să facă ochiul mic și ochiul rezistent la frig, fiindcă au evoluat spre sud, unde era cald, unde era, nu mai era nevoie de protecția asta la frig și ușor, ușor au pierdut-o. Dar toate demonstrează originea lor și fix acum 15.000 de ani, fiindcă variabilitatea genetică naturală a omului s-a pus exact pe acest ceas biologic și a demonstrat că populația Clovis, numită populația ce a trecut prin Alaska și mai departe să populeze America, inclusiv cea de sud, a avut acest drum și la acea perioadă. Ei bine, ce s-a întâmplat în Africa? În Africa s-a întâmplat o poveste foarte interesantă, în care populația inițială de africani, cea care acum a rămas numai în jurul deșertului Kalahari, a fost depășită numeric, adaptativ, dar și ca adaptare la climă, de o populație bantu negroidă modernă. Da? Se pare că rasa negroidă actuală este mai proaspătă, mai nouă decât celelalte două rase, respectiv caucazoidă și mongoloidă. Sunt mai recenți negri, negri africani, negri bantu. Este vorba de o populație constituită din oameni înalți, efilați, un cap dolicocefal, adică ușor, cu o structură scheletală mai redusă, mai puțin masivă, longilină, dar ușoară. Gândiți-vă la bantu, cei care sar cu cei care joacă basket astăzi. Deci acolo este un avantaj anatomic evident. Pe lângă înălțime, este vorba de ușurimea scheletului, este vorba de elasticitatea musculară, este vorba de structura, compoziția musculaturii din fibre albe și fibre roșii, care dau viteză și rezistență, o structură superioară nouă, cu un număr mai mare de glande sudoripare, ceea ce îi face să se adapteze foarte bine la cald, termic, dar în același timp îi face să sufere la frig. Mai mult, în acea perioadă în care a evoluat această rasă, planeta noastră s-a încălzit. Africa s-a încălzit. Fierbe. Deșertul Sahara s-a format. Ăsta este motivul pentru care populația asta adaptată la căldură a împins populația mai puțin adaptată, original africană și care este și originea noastră, populația Khoisan, cum spuneam, a împins-o spre sud în jurul deșertului Kalahari. Prevalând în toată Africa acum
urmașii acestei populații bantu, la care, bineînțeles, în Africa de Nord s-au întors o mare parte din populațiile caucazoide și mongoloide, dar mai mult caucazoide, și au produs acel mixaj ce este caracteristic Africii de Nord și Asiei Mici, respectiv o populație care are caractere și negroide, dar și caucazoide, respectiv forma nasului, a ochilor, forma gurii sunt mai degrabă caucazoide, iar pigmentul este în continuare destul de prezent, fiindcă expunerea solară se menține. Ce se întâmplă? De ce au negrii, de exemplu, părul creț? În cauza faptului că acest păr creț creează o pătură de aer în păr, deasupra craniului, reducând încălzirea. De ce se produce încălzirea? Fiindcă stau în soare și fiindcă au o culoare închisă. Dar culoarea asta închisă n-au cum să nu o aibă, fiindcă este protecția lor împotriva ultravioletelor. Lor nu le-ar trebui să fie negri pe căldură. Însă și nouă ne trebuie să fim negri și bronzați pe căldură, fiindcă ultravioletele sunt o componentă nocivă, periculoasă, a radiației solare, care este așa împânzită de la infraroșu la ultraviolete. Infraroșu încălzește, ultravioletul produce mutații, la animale în special și la plante, și ăsta este motivul pentru care la ultraviolete trebuie să ne protejăm cu pigment. Ei au pigmentul ăsta produs la ultraviolete, care este important, este determinant, iar mijloace de răcire au numeroase glande sudoripare, părul creț, care să permită o protecție la încălzire a creierului, cel mai periculos sau organul cel mai sensibil la supraîncălzire. Poate știți, ați auzit de comoții cerebrale, de situații în care creierul se încălzește excesiv și modificările pot să fie irreversibile. Acum, cum spuneam, au capacitatea asta mai bună de adaptare la căldură, au o viteză mai mare de deplasare, au într-o mare măsură oasele mai ușoare și din cauza asta au și viteză, sunt mai îndemânatici, însă nu au forța pe care o au caucazienii. Caucazienii sunt mai forțoși. La lupte libere nu prea vezi negroizi. La culturist vezi că au proporții frumoase corporale, dar la forță brută, la strongest man și așa mai departe, cei mai puternici sunt caucazienii. În ceea ce privește alte caracteristici importante, și mă refer aici la inteligență, nu vreau nu sunt rasist, nu vreau să o luați ca rasism ceea ce vă spun în continuare, însă și la acest nivel există diferențe. Însă, atenție, inteligența nu este una și atât. Inteligența este și cea matematică, a descurcărețului, și cea de a unuia care compune, care concepe, acel care modelează, acelui care vorbește, inteligența lingvistică. Toate astea sunt elemente care compun generic inteligența. Nu au un nivel intelectual mai scăzut negroizii decât populațiile caucaziene. Însă, în Africa au. Acolo unde factorul social nu este un factor stimulativ, nivelul intelectual al populației negroide din Africa este mai redus. Însă, odată ajuns în zone unde socialmente sunt stimulați, nu mai sunt aceste diferențe. Deci, da, există în anumite zone niveluri intelectuale diferite, dar nu sunt din cauze rasiale, fiindcă noi ca rase și noi ca specie suntem atât de recenți încât nu pot să existe diferențieri atât de evidente. Totuși, populația mongoloidă se pare că are, în ceea ce privește inteligența matematică, 5 puncte procentuale peste cea caucaziană și 15 peste cea negroidă. Se pare că mongoloizii au o inteligență matematică mai bună decât a noastră, au demonstrat-o niște oameni de știință, cu niște studii destul de acceptate, care au dus la această concluzie. Au 105 CI-ul matematic față de 100 noi și 90 negri africani, negri din Africa, care, cum spuneau, trăiesc într-un mediu mai puțin propice pentru dezvoltarea intelectuală, din păcate. Acum, ce se întâmplă mai departe cu populațiile, cu aceste rase, în condițiile actuale, moderne, ale mixajului populațional, ale circulației oamenilor și a faptului că, uite, populații se mută, culturi se transferă și inadaptabilități apar.
prima importantă mutare populațională și adaptare populațională și modificare civilizatorie a fost atunci când foarte multe din teritoriile africane, Americii de Sud, Indonezia și așa mai departe au fost cucerite de caucazienii care au plecat din Europa. Un export cultural, spunem noi civilizator, le-a distrus într-o foarte mare măsură și au produs foarte multe elemente de inadaptare socială. De exemplu, în Africa, acolo unde populațiile au fost nativ foarte agresive din cauza mediului foarte periculos în care trăiau, în momentul în care le-am adus civilizator religii monoteiste agresive coroborate cu arme foarte eficiente pentru distrugere, uite că avem război de câteva zeci de ani perpetu. Este o inadaptare socială, populațională și genetică în zonele respective la importul civilizator. Mai departe, noi acum, mai nou, avem un alt tip de influx a unei alte culturi, este vorba de cultura Asiei Mici, de culturile Americii, Africii de Nord, în Europa. Și simțim aceste culturi în Europa, simțim efectul lor și câteodată ne și deranjează. Dar probabil că vom ajunge într-o bună zi în anumite orașe din Europa să intrăm la teatru desculți, să ne descălțăm la intrare. E posibil. Este posibil să intrăm în biserici să ne descălțăm la intrare, în altfel de biserici. Deja începe să se întâmple. 5% din populația Franței e deja din această categorie. Suntem într-un moment important în care trebuie să ne folosim, fiindcă suntem oameni și am evoluat, trebuie să ne folosim capacitățile și adaptative, dar în același timp mintea, să ne folosim gândirea, să putem înțelege și să putem, să spunem așa, rezolva, găsi soluția adaptării. Fiindcă din punct de vedere biologic, mixajul populațional este de bun augur. Rezistența la diversele boli, rezistența la eliminarea unor tare ereditare constituie un avantaj al mixajului populațional. Sunt fiecare dintre populațiile care au trăit într-o oarecare izolare, și mă refer la cele care numeric au fost mai puțin importante, cum sunt populația caucaziană, au o mulțime de tare ereditare. Să știți că genele ale cancerului, cum e cancerul mamar, se găsesc într-o proporție covârșitor mai mare la populația ashkenazim sau ashkenazi sau evrei europeni. Foarte multe afecțiuni ale decoagulare, boli de coagulare se găsesc la populații caucaziene și, în general, se spune că din cauza numărului mai redus de caucazieni există mai multe boli tare genetice, fiindcă, spuneam la începutul emisiunii, când l-am prezentat pe domnul, spuneam la începutul emisiunii că suntem destul de omogen genetic și dovada faptului că suntem omogen genetic este rezistența scăzută la consanguinizare. Noi avem nevoie de heterozis, așa este termenul științific, n-am ce să fac, trebuie să-l spun, avem nevoie de vigoarea hibridizării din cauza faptului că suntem o specie omogenă genetic și sensibilă la consanguinizare. Familii regale în vestul Europei au demonstrat acest lucru fără tăgadă. Ăsta este motivul pentru care eu zic că hibridizarea ne este bună, iar în ceea ce privește evoluția socială, să fim puțin mai deschiși, să fim mai atenți și cred că o societate evoluată, complexă, bazată pe știință, până la urmă laică, este cea care va constitui soluția adaptării mai multor populații sau populații de mai multe origini pe continentul european, cel puțin, și nu numai. Americanii au făcut un exemplu, au un exemplu bun, au trecut prin momente de inadaptare și momente de dezechilibru în ceea ce privește asimilarea populației negroide în America și ispanice ulterior, dar ușor, ușor lucrurile acolo s-au rezolvat și așa se va întâmpla și în Europa.